Oamenii lui Dumnezeu, rămânem în picioare pentru citirea pasajului din Scriptură, în seara asta citind din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 12 la 14. Fapte 1 cu 12. Fapte 1 cu 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau. Permiteți-mi să repet, toți aceștia stăruiau cu un cuget, în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Reocupați-vă locurile. Scumpă biserică, am fost foarte binecuvântați în săptămâna care a trecut și despre ce să vorbim dacă nu despre lucrurile astea care se constituie în experiențele noastre spirituale. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea frumoasă pe care a făcut-o între noi și în noi, fiecare dintre noi având o experiență mai profundă sau mai puțin profundă. Dumnezeu este accesibil oamenilor care cred și El se face disponibil pentru cei care îl caută. Scriptura ne spune să căutăm, ne spune să batem pentru că vom găsi și pentru că ni se va deschide. În seara aceasta, predica mea se va încadra în contextul acestei lucrări de rugăciune insistentă, rugăciune stăruitoare, în vederea umplerii cu Duhul Sfânt. Am numit predica aceasta considerații istorice și teologice despre botezul cu Duhul Sfânt. Locul unde se întâlnește divinul cu umanul depășește capacitatea omului de a înțelege ce se întâmplă. Mintea noastră a fost creată pentru mediul în care trăim și folosește informațiile pe care le luăm din simțurile pe care noi le avem, din văz, auz, miros, pipăit, gust. Dacă nu am avea informațiile acestea, nu am ști absolut nimic unde suntem, ce se întâmplă, cine este în jurul nostru, nu am ști absolut nimic. Am fi ca niște oameni morți decât că fiziologic am fi în viață. Lumea spirituală însă nu folosește aceste sisteme și aceste măsurători. Însă în lumea materială sau lumea materială în care noi trăim, ea are legile ei. Dar lumea spirituală, unde suntem conduși prin credință în întâlnirea noastră cu Dumnezeu, este incompatibilă cu lumea materială. Spre exemplu, noi vorbim despre Sfânta Treime. Fiți sinceri, ce înțelegeți? Aproape nimic. Vorbim despre natura divino-umană a Domnului Iisus, adică a fost 100% Dumnezeu și 100% om, în același timp. Câți dintre noi ați văzut vreodată o mașină să fie și mașină și, eu mai știu ce să zic, și găină în același timp? Ori e găină, ori e mașină. Nu poate să fie la fel. Moartea înlocuitoare a Domnului Iisus, întruparea sa, foarte multe lucruri pe care le menționează Biblia, noi le acceptăm prin credință, ca o manifestare a respectului față de Dumnezeu. Dar cu mintea, noi nu stăpânim fenomenele acestea. Noi nu le înțelegem, nu le pătrundem. Nu putem să pricepem mare lucru. Acceptăm că sunt reale, fiindcă ne-a spus Dumnezeu asta. Și pentru că noi îl iubim pe Domnul și avem încredere în El, orice ne spune pentru noi este adevărul. Dar nu toate adevărurile pot fi pătrunse de mintea noastră. Mintea noastră este așa de mică
pe lângă lucrările lui Dumnezeu. Numai încrederea noastră în noi, ca să nu spun mândria, ne face pe noi să credem că suntem grozavi. Aici, în lumea asta, pe pământ și în experiențele pământești, avem ce ne trebuie, dacă avem mâini, picioare și toate celelalte simțuri de care vorbeam mai devreme. Însă atunci când vrem să relaționăm cu Dumnezeu, suntem extrem de stângaci și intrăm într-o zonă unde nu mai vedem nimic. Pentru ca să putem experimenta aceste lucruri, este nevoie să ne încredem în Dumnezeu, să înțelegem cât putem înțelege și dincolo de această înțelegere cu mintea, logică, rațională, să folosim credința. Spuneam mai devreme despre considerații istorice și teologice. O să spun câteva considerații istorice. Și prima dintre ele este pasajul pe care l-am citit. Observați că Mântuitorul nu a putut urca la cer decât la vremea potrivită. Mângâietorul nu a putut coborî decât după ce Hristos a pătimit și s-a înălțat la cer. A fost o înlocuire. A fost un plan foarte bine organizat. Evenimentele surprinse în Cartea Faptele Apostolilor acoperă o perioadă de timp de aproximativ 30 de ani. Tot ce citim în Cartea Faptelor s-a întâmplat într-o perioadă de aproximativ 30 de ani. 30 de ani este o jumătate din viața unui adult. Cartea Faptele Apostolilor începe cu experiența împuternicirii apostolilor și Duhul Sfânt coboară în inima lor, așa cum le-a profețit Domnul Iisus Hristos, și prin ei se încreștinează parte din Asia, din Africa, din Europa. Dintre toate experiențele acestea, Duhul Sfânt l-a inspirat pe Luca să păstreze doar 5 la număr și ele au un rol dincolo de cel teologic, au un rol istoric și sigur că dincolo de cel istoric, pe cel teologic. Prezentarea acestor 5 experiențe se constituie într-o unitate care ne ajută pe noi să înțelegem ce a vrut Duhul Sfânt să facă cu experiențele acestea pe care ni le prezintă. Au fost simple experiențe de umplere cu Duhul Sfânt sau pe fondul experienței cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a avut și alte lucruri pe care le-a înfăptuit. Haideți să ne uităm, vă rog frumos, la împuternicirea ucenicilor din Ierusalim. Atunci când Duhul Sfânt a venit în Ierusalim, scopul a fost ca să îi împuternicească pe ucenici. De ce? Ei au fost grupul de bărbați instruiți, chemați și instruiți pentru ca să meargă și să deschidă drumul credinței. De aceea mai rămăsese un singur lucru care mai trebuia făcut. Care? Să primească energia, să primească puterea, să primească autoritatea, să primească dunamisul pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în interiorul acestei experiențe, observăm câteva elemente. Prima dintre ele, experiențe miraculoase. Nu vreau să intru în detalii, dar evenimentul istoric din Fapte 2 este suficient de clar și nu are nevoie de o exegeză amănunțită sau de o hermeneutică pe măsură. Cu toții constatăm că s-au întâmplat câteva lucruri care au fost miraculoase acolo. Dumnezeu a coborât și a făcut câteva lucruri care trec dincolo de competența omenească. Mintea omului nu putea să facă lucrurile acestea. Dumnezeu le-a făcut prin ei. Apoi au fost câteva manifestări mistice. Aduceți-vă aminte că oamenii veniți acolo, evrei care locuiau cum locuim noi, noi suntem români, dar nu locuim în România. Și mergem uneori acolo în România. Când venim aici suntem acasă, când ne întoarcem acolo iar suntem acasă. Așa erau și evrei de genul ăsta care locuiau în diaspora. Și când au venit, ei pur și simplu au fost expuși la miracolele și la misticismul experiențelor apostolilor din Fapte 2.
Și observați că n-au știut să spună, n-au știut cum să califice comportamentul lor decât că-s beți. Cum ar trebui să se comporte un om ca să crezi că există posibilitatea să fie beat? Gândiți-vă. Asta înseamnă că întotdeauna când Duhul Sfânt intră în peisajul experiențelor umane, omul primește o putere, o energie, o călăuzire, o manifestare care iese din acest comportament natural omenesc. Și poate să existe manifestări mistice, dar și miraculoase. Mistic înseamnă dincolo de logic, dincolo de rațional. Nu se pot explica. De pildă, cineva prorocește. Te uiți la el și spui, bă, de unde vorbește ăsta așa? Cineva poate are darul să facă minuni, să facă vindecări. Cineva are un dar de cunoștință sau de înțelepciune. Astea sunt manifestări mistice, dar manifestările mistice sunt și miraculoase, în sensul că omul nu le poate face. În Fapte 2 observăm că împuternicirea ucenicilor a fost făcută într-un context mistic și miraculos. Nu vă așteptați să fim o biserică unde manifestarea Duhului poate fi stăpânită cu mintea și cu logica omenească. Noi nu vom renunța la logica omenească, pentru că Biblia ne spune să judecăm prorociile. Ce înseamnă să judecăm? Să cântărim, să evaluăm, să ne scoatem unitatea de măsură și să vedem câți inci sunt aici, cât de înalt este amvonul ăsta, cât de negru e microfonul ăsta. E după cod sau nu este? Măsurătoarea are rolul să identificăm dacă lucrarea asta mistică și miraculoasă vine de la Dumnezeu sau vine din ambiția vreunui om sau din faptul că nu știe de el ce face. Se poate și așa? Biblia spune că vor fi mulți în vremurile din urmă care vor face așa. De aceea, noi trebuie să măsurăm. Sunt bani falși? Sunt bani falși. Când sunt bani falși? Când sunt bani autentici. Atunci sunt bani falși. Ei, tot la fel, există o lucrare străină, neadevărată, falsă, dar această lucrare falsă există pentru că există o lucrare autentică. Ei, noi trebuie să cântărim, noi trebuie să judecăm, nu în sensul de a critica și de a condamna, ci în sensul de a măsura, să vedem dacă se încadrează în codul biblic. În codul biblic. Mai mult de atât, observăm că acolo a fost uimire. De ce uimire? Pentru că miracolele și misticismul produc uimire. De ce produc uimire? Pentru că sunt experiențe ieșite din comun pe care nu le vezi toată ziua. Nu le vezi toată ziua. Și astea pur și simplu te pun în fața unor evenimente dumnezeiești, supranaturale, inexplicabile, incredibile și te miri. Te miri, ești uimit. Asta naște întrebări. Întotdeauna uimirea se exprimă prin întrebări. Bă, da, ce se întâmplă aici? De unde sunt oamenii ăștia? De fapt, ce urmează să se întâmple? Experiența mistică și miraculoasă ne pune în uimire și ne pune în situația să cerem explicații. Încă un lucru. Observați că se oferă explicații teologice. Se ridică Petru, ține o predică care se constituie în răspunsul biblic pentru ei, pentru întrebările lor și pentru uimirea lor. Petru a venit în întâmpinarea întrebărilor lor cu o predică plină de răspunsuri. Era ca o cutie plină de răspunsuri. Și Petru a rostit predica pentru ca să răspundă oamenilor. Ultimul lucru care s-a întâmplat acolo, s-a format biserica. Biserica s-a format la Ierusalim. De aceea sediul cultului a rămas la Ierusalim. A existat un sediu de misiune care s-a format mai târziu, după prigoana provocată în Ierusalim, provocată de Dumnezeu, numai ca să-i scoată de acolo, că nu vreau să plece. Imaginați-vă ce frumos era să stea acolo, să prorocească, să se întâmple minuni, să se întâlnească la rugăciune și să fie o bucurie ieșită din comun. Iar lângă ei, la mai mulți sau mai puțin kilometri, milioane de oameni nu-L cunoșteau pe Iisus și Dumnezeu i-a trimis, dar ei nu s-au dus și atunci i-a constrâns și au plecat de acolo
pentru că au fost prigoniți. Observați că probabil mulți atunci spunea: Doamne, scapă-ne de prigoană. Și Dumnezeu spunea din ceruri: nici vorbă, nici vorbă, folosesc prigoana ca să vă încadrați în planul meu, pe care nu ați vrut să-l împliniți de bunăvoie. Ați și uitat ce v-am spus. Bucuria e atât de mare încât ați uitat ce v-am spus. Concluzia este că noi oamenii mergem unde ne place, nu unde este nevoie de noi. Puteți să înțelegeți ce am spus? Noi oamenii nu mergem unde e nevoie de noi. Noi mergem unde ne place, unde primim ceva, nu unde oferim ceva. Ne plac locurile unde primim îmbărbătare, bucurie, entuziasm, căldură, părtășie frățească, răspuns la întrebări, poate o prorocie edificatoare, poate o lacrimă vărsată. Vedem grupul acesta, generația aceasta de copii. Vreau să mă leg un pic de predicatorașii ăștia, dar îi las în pace acum. Apropo, aveți Biblie la voi? Ridicați-le, ridicați-le, ridicați-le. Mai sus, mai sus. E cineva fără Biblie? 2, 4, 6, 8, 9. 9 copii cu Biblia la biserică. Să vă spun ceva, nu vă spun nimic, vă spun ei. Mulțumesc, băieți. Văd că câțiva dintre voi sunteți fără cravată, sunteți mai conservatori un pic voi. Asta nu discutăm în public, o discutăm numai noi la sfârșitul programului. Ierusalimul a fost locul împuternicirii ucenicilor. S-a creat un cod, s-a creat un tipar, s-a creat o metodă, s-a creat un fel de a fi implicat într-o experiență spirituală unde Duhul coboară. Și dacă vă uitați peste tot, cu mici diferențe, acest tip de lucrare al coborârii Duhului Sfânt se repetă. Haideți să ne mutăm un pic în Samaria pentru ca să vedem cât de mare este diferența. În Ierusalim, Duhul a venit peste apostoli. Rolul împuternicirii a fost să califice, să breveteze, să ofere licens unor oameni care fusese instruiți foarte bine. Și acum ei au fost împuterniciți și au plecat. N-au vrut să plece, dar spuneam puțin mai devreme că au fost constrânși. Adică cu bătaia au fost alungați de acolo. Însă în Samaria nu mai este vorba de apostoli. Și nu mai este vorba neapărat de împuternicire, și este vorba de reintegrarea unei părți din Israel care căzuse în disgrație datorită căsătoriilor mixte. Reintegrarea Samariei. Samaria nu era văzută ca parte din Israel, dar observați că Dumnezeu prin această lucrare îi pune pe apostoli în situația încât să meargă la ei din proprie inițiativă, să lucreze în mijlocul lor, să mănânce cu ei, să se roage cu ei, să se îmbrățișeze și pur și simplu să nu se mai facă nicio diferență între evrei și între samariteni. Reintegrarea Samariei s-a întâmplat în experiența aceasta. Experiența aceasta a avut două faze. O fază care începe cu versetul 6, suntem în Faptele Apostolilor, capitolul 8. De la versetul 6 la 13 se vorbește despre Filip, care în capitolul următor este trimis în pustie, se întâlnește cu ministrul de finanțe al Etiopiei și prin predica lui îl ajută să se convertească. Aici suntem un capitol mai devreme, în capitolul 8, și observați că Filip se duce în Samaria. Versetul 6. În versetul 6 ni se spune că Filip a mers acolo și a predicat Evanghelia. Am o Biblie nouă și paginile sunt foarte lipicioase. Versetul 6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Cine era Filip? Era un predicator, era un evanghelist, era un diacon. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Fiți atenți! Ce percepții senzoriale, ce simțuri sunt folosite aici de către locuitorii Samariei? Ce au făcut ei? Au văzut și au auzit. Ce au auzit? Au auzit Evanghelia. Și ce au văzut? Au văzut minunile care se făceau prin Filip, care predica Evanghelia. Observați, astăzi noi suntem tentați să spunem că minunile nu mai sunt necesare. Că așa vrem noi, nu mai sunt necesare minunile.
Dar Scriptura ne spune că Filip predica Evanghelia, adică el transmitea niște informații raționale către niște oameni necunoscători de Evanghelie, dar oamenii aceștia aveau nevoie de o motivație să primească mesajul acesta și miracolul însoțea predicarea. Acest miracol îi făcea curioși, îi introducea într-o stare de uimire, iar curiozitatea și uimirea te face vulnerabil ca să asculți ce ți se spune. Mai ușor ascultă cineva o predică când se întâmplă o minune decât atunci când nu se întâmplă nimic. Și Filip ajunge în Samaria, predică Evanghelia. Scriptura ne spune că acolo era și Simon, un om însemnat, un vrăjitor, o persoană care se ocupa cu ocultism. La un moment dat, oamenii aceștia s-au convertit, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Versetul 12. Au fost botezați în apă. Erau mântuiți după ce au crezut și după ce au fost botezați în apă? Trebuie să fii rău intenționat să spui că nu erau mântuiți, dar atunci ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Nu spune Pavel în Efeseni că prin credință, ca să nu se laude nimeni, și asta nu vine de la voi, ci vine de la Dumnezeu? Oamenii ăștia au crezut, în baza credinței au fost botezați. A crezut și Simon. Scriptura ne spune că și el a fost botezat și că se ținea după Filip. De ce se ținea după Filip? El cu puterea satanei făcea minuni. Un soi de minuni. Pe el l-a atras fenomenul minunilor cu care se identifica. Numai că minunile făcute de el nu vindeca pe nimeni. Era un soi de miracol proclamator, seducător. Nu era un soi de miracol spre binele oamenilor, spre zidirea și sfătuirea lor în Hristos. Și uitați ce se întâmplă. Apostolii au auzit că Samaria a primit cuvântul. Ce ar fi trebuit să facă niște iudei etnici? Nu ne interesează pe noi de samariteni, ei sunt niște necurați. Dar ce au făcut ei în contextul acesta? Când au auzit că Samaria a primit cuvântul, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Știți ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Dacă cineva e certat cu soacra, cu vecinul, cu șeful, cu primarul, cu polițistul, când se întâmplă un miracol, o lucrare a Duhului, nu mai poți să-l privești pe omul ăla ca pe un dușman. Oamenii ăștia s-au dus la o fracțiune din popor numită Samaria, pe care îi disprețuiau, și când se duceau dincolo, în nord, ocoleau zona aia, făcând o distanță mai lungă decât să treacă pe acolo, părându-li se că se murdăresc, devin necurați. Atât de mare era disprețul lor față de samariteni. Acum coboară Duhul Sfânt peste apostoli și apoi se convertesc samaritenii și se botează, iar apostolii gândesc diferit. Cei 14 de săptămâna trecută și noi majoritatea din săptămânile de la facerea lumii până astăzi, când Duhul Sfânt vine peste un om, criticismul lui începe să dispară. Spiritul de judecată, mânia, resentimentele, restrictivitățile, ăsta da, ăsta nu. Toate acestea dispar și dragostea lui Dumnezeu care coboară prin Duhul Sfânt în inima lor, pur și simplu este atât de copleșitoare încât ei nu-și mai aduc aminte de selectivitățile lor. Pur și simplu s-au dus la samariteni, i-au tratat ca pe frații lor, s-au rugat pentru ei și au pus mâinile peste ei, iar samaritenii au experimentat după botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Observați o reintegrare a Samariei. Credința restaurează relațiile. Botezul cu Duhul Sfânt, maturizarea spirituală, pocăința în general, restaurează relațiile. Nu poți să fii un om nepocăit, nu poți să fii un om pocăit, credincios, matur și să spui: Doamne, nu mă înțeleg cu soacra. Sau nu mă înțeleg, zic și eu cu soacra, că doar pentru că e proverbial, nu neapărat că am ceva cu soacra. Sunt oameni care vin la biserică și trăiesc într-un continuu conflict. Nu poate să-l vadă pe ăla, nu poate să-l vadă pe ăla și lui se pare că e normal. Măi, oameni buni, asta era istorică
conflictul dintre Iudeea și Galileea împotriva Samariei. Era istoric. Era foarte veche acest conflict. Experiența botezului cu Duhul Sfânt a nimicit conflictul ăsta și ei, pur și simplu, au mers unii la alții. O persoană pe care l-a atins Duhul lui Dumnezeu, un vas murdar, când îl atinge apa caldă și, dacă e posibil, și un pic de detergent, se curățește. Își pierde mirosul de murdărie, își pierde aspectul de murdărie, devine curat și folosibil. Nu mai ți este silă și nu mai ai rezerve să-l folosești, pentru că este curat. Oamenii lui Dumnezeu, dacă botezul cu Duhul Sfânt înseamnă câteva seri pe care le petrecem aici și ajungem să vorbim în limbi, și dacă după asta nu se mai întâmplă nimic, eu nu spun că nu a fost autentic botezul. Eu spun că nu ai știut ce faci. Pur și simplu nu ai știut ce faci. Ți s-a dat un talent și îl îngropi în pământ. Și apoi stai la soare să se întoarcă Domnul Iisus, fără să știi că atunci când se va întoarce te va pedepsi și te va scoate afară, pentru că ți-a dat resurse cu care să lucrezi în împărăție și l-ai îngropat în pământ. E o mare responsabilitate să primești de la guvern o sumă mare de bani pentru un proiect. Trebuie neapărat să faci proiectul acela, pentru că cei care sunt împuterniciți vor veni să te verifice dacă banii pe care ți-a dat i-ai folosit în proiectul pe care l-ai prezentat. Dumnezeu are un proiect cu noi. Trimite Duhul Sfânt care să ne dea resurse dincolo de judecata noastră, dincolo de școlile și abilitățile noastre omenești. Și noi trebuie să primim, ăsta se numește momentul umplerii, de obicei în contextul unei stăruințe, dar nu neapărat. Dar după asta, dacă intrăm în stilul de viață identic cu înainte, câtă valoare are această umplere cu Duhul Sfânt? Numai gândiți-vă, câtă valoare are? Reintegrarea Samariei are loc într-un context al umplerii cu Duhul Sfânt. Se convertesc, se botează, evreii îi acceptă, se duc la ei, se roagă pentru ei, samaritenii primesc și botezul cu Duhul Sfânt și atunci experiența intenției lui Simon este surprinsă ca o abatere de la regulă. El a încercat să comercializeze darul Duhului Sfânt. Le-a spus apostolilor, vă dau bani, dați-mi-l și mie. El a câștigat bani cu vrăjitoriile lui. Și deși a crezut în Evanghelie, observați că n-a avut capacitatea să iasă din stilul ăla de viață și din mentalitatea aia, n-a avut timpul necesar. Și pur și simplu nu mai practica vrăjitoria, probabil, dar a fost atât de legat de ea, încât a zis, ok, nu mai practic vrăjitoria, dar acum pot să practic cu Duhul Sfânt, nu mai practic cu diavolul. Observați lipsa de maturitate. Convertirea nu rezolvă toate problemele când e vorba de schimbarea caracterului, rezolvă problema când e vorba de schimbarea trecutului. Nu de schimbare, de iertarea trecutului. Convertirea rezolvă problema iertării trecutului. Adică nu te mai duci la închisoare pentru ce ai făcut. Dar ce faci astăzi după ce ți-a fost iertată vinovăția și nu mai mergi la închisoare? S-ar putea să repeți ce ai făcut în trecut. E nevoie nu doar de o iertare a trecutului, e nevoie de o instruire în prezent și apoi de o împuternicire în prezent. Pentru că altfel vei face aproximativ aceleași lucruri ca în trecut. Haideți să ne uităm la următorul oraș. Damascul este o experiență puțin mai sărăcăcioasă, în sensul că nu este așa de mult explicată ca celelalte, accentul cade pe altceva, dar în Damasc este vorba de constrângere. Pavel, în vremea aceea, era unul dintre cei mai mari inamici ai creștinismului, ai Domnului, ai apostolilor și ai creștinismului.
Și el a mers în Damasc ca să anihileze mișcarea creștină care se înfiripa acolo. Și pe drum, pe acest conducător, pe acest om ostil și dușmănos, răutăcios cu mișcarea creștină, Dumnezeu îl frânge. El nu a crezut, Pavel nu a crezut. Pavel a fost frânt. A fost atât de frânt încât probabil că a simțit că moare, încât ajunge să răspundă ca un copil: Doamne, ce vrei să fac? Asta este exprimarea resemnării lui. Este exprimarea resemnării lui: Doamne, ce vrei să fac? Pavel a cedat. Și Domnul îi spune: du-te în oraș și o să ți se spună ce să faci. Observați că el a avut nevoie să fie umilit. Sună ciudat, dar Pavel a avut nevoie să fie umilit. Pentru că era un arogant, era un om obișnuit cu autoritatea, el nu știa altceva decât să dispună. A fost unul dintre superdotații generației lui. El știa asta și se baza pe asta. Tocmai de aceea l-au trimis pe el în fruntea la corpul ăsta de armată. Și acum, după ce îl frânge persoana Domnului Iisus, îl trimite în oraș și la el vine un anonim ca Anania. Și îi slujește în actele de cult care au avut loc acolo, își pune mâinile peste el, se roagă pentru el. El mai târziu spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. De ce a fost nevoie să se roage pentru el un anonim și nu apostolul Petru? La nivelul lui de părere de sine, de valoare de sine, dacă Petru se ruga pentru el, atunci se făcea și mai mândru, și mai arogant. Dar s-a rugat pentru el cineva pe care probabil nu-l cunoștea nimeni. Când mă întreabă cineva pe mine: cine te-a botezat pe tine? Spun: fratele Lazar Gog. Dar când te întreabă cineva: cine s-a rugat pentru tine? Cine te-a botezat? Un frate prezbiter dintr-un sat. Dar cum îl chema? Păi Ion Marin. Cine îl cunoaște pe Ion Marin? Nimeni. Observați că constrângerea lui Pavel este un proces, nu un eveniment. Oamenii care au o părere înaltă despre ei trebuie să treacă printr-o suferință care să-i umilească, să-i frângă, să-i dezbrace de această atitudine de măreție, de stăpânire de sine. Omul ăsta era foarte inteligent, era școlit, avea slujbe mari, făcea parte din congres, din senat, din grupul celor care conducea țara. Nu a vrut, s-a uitat la a asculta predica lui Ștefan, nu l-a impresionat în niciun fel. Dimpotrivă, a avut grijă de hainele celor care l-au omorât cu pietre, făcându-se complice împreună cu ei. Și Dumnezeu îl expune la o umilință teribilă, care începe cu groază, cu frică. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt câteva verbe care vorbesc despre dramatismul experienței lui. Versetul 4, e vorba despre capitolul 9, a căzut la pământ. Un bărbat să cadă la pământ ca un copil? Păi niciodată un general nu cade la pământ. Vă mai aduceți aminte de Vespasian? Ăsta când a murit a spus: țineți-mă de sub braț ca să mor în picioare. Eu sunt general, eu mor în picioare. E, ăsta viu a căzut la pământ. Și mai e un verb interesant acolo. Versetul 6, tremurând și plin de frică. Saul, tremurând și plin de frică. Uitați-vă la versetul 1, sufla amenințare. Uitați-vă la versetul 6, tremurând și plin de frică. În versetul 1, sufla amenințare. Peste cine? Peste toată mișcarea creștină. În versetul 6, îmblânzit, în loc de leu sau tigru, era cu o pisicuță. O pisicuță. Și Scriptura ne spune că a căzut la pământ, tremurând și plin de frică. Dumnezeu l-a constrâns pe omul acesta, a trecut printr-o experiență, printr-un proces de experiențe teribil și rolul a fost constrângerea, convertirea și împuternicirea, dar și trimiterea. De ce nu l-a trimis pe Petru? Pavel n-a fost instruit de Domnul Iisus. De ce nu l-a trimis pe Ioan sau pe Iacov? De ce? A fost nevoie de un om ca Pavel, pe care Dumnezeu îl frânge, îl redefinește și apoi îl trimite. Nu vreau să insist, timpul e aproape să expire, vreau să mai spun doar câteva cuvinte fără să explic Cezarea și Efes.
Cezarea a avut rolul integrării, nu reintegrării. Samaria a fost reintegrată. Dar neamurile, ofițerul Corneliu, care era roman, este reprezentantul neamurilor și a existat o integrare a neamurilor. Ajunge Dumnezeu să se ducă la un păgân și să-i spună: apreciez generozitatea ta, caritabilitatea ta, faptele tale bune, îți ascult rugăciunile. La câți oameni din Scriptură spune Dumnezeu așa ceva? Era, venise vremea neamurilor. Și acum Duhul Sfânt dă concursul revelației lui Dumnezeu, merge la pas cu revelația lui Dumnezeu, Israel rămâne în urmă, se creează o pauză care va ține cât dispensația neamurilor și la sfârșit Dumnezeu va reveni din nou la Israel. Dar ei sunt acum puși în hold. Și Dumnezeu vorbește despre biserică sau despre Israel, despre neamuri și despre biserică. Și acum integrarea neamurilor se întâmplă exact aici. Observați că ei sunt botezați într-un fel diferit. Ei nu aveau un trecut cu Dumnezeu, cu Scriptura. De aceea este nevoie să vină Petru și în timp ce se predică Evanghelia, fără mistic, fără nimic mistic, în timp ce ascultau explicația Scripturii, ei sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Și nu se întâmplă ca în Samaria, unde mai întâi sunt botezați. De ce erau botezați mai întâi? Pentru că samaritenii cunoșteau cuvântul, ei nu erau apreciați de evrei, că evreii sunt cu moți. Dar ei au fost reintegrați, însă ăștia nu cunoșteau cuvântul ca mai întâi să se boteze și apoi să vină Duhul. A venit mai întâi Duhul Sfânt și i-a umplut și apostolii spun: băi, dacă Duhul Sfânt s-a atins de ei, atunci ne atingem și noi și îi botezăm în apă. Integrarea neamurilor s-a făcut în prezența Domnului și după planul Domnului. Iar Efes, în capitolul 19, este câștigarea denominațiilor evreiești. Știți că în Israel erau multe partide și multe denominații, iar ucenicii lui Ioan a fost un om foarte aspru, felul în care a murit e aspru, felul în care a vorbit, a predicat, a botezat, felul în care mânca, felul în care se îmbrăca, avea o haină de păr de cămile, aia e ca o manta de aia de soldat care atunci când te zgârie ca brașpapirul, ca șmilgherul. Tot ce a făcut omul ăsta a fost foarte aspru, el cu Ilie au fost niște... Și oamenii ăștia erau ucenicii lui și această câștigare a denominației evreiești se întâmplă când se întâlnesc apostolii cu ei și îi întreabă: voi ați avut experiența asta? Și ei spun: nici măcar nu știm. Oameni dragi, ce am vrut să spun în seara aceasta este o diversitate. Există o diversitate a manifestării Duhului atât în metodă cât și în scop, în funcție de specificul unui om. Dacă e un evreu, se întâmplă într-un fel. Dacă vine dintr-o familie de creștini și are cunoștința și experiența părinților, se întâmplă într-un fel. Dacă vine din lume și tocmai a abandonat cu țigările, jocurile de noroc și nu mai știu ce prostie, atunci Dumnezeu îl atacă în alt fel, îl abordează într-un alt fel, îl implică într-un șir de experiențe care pur și simplu sunt specifice lui. De astea nu trebuie să ne îngrijim noi, se îngrijește Duhul. Noi trebuie să avem o deplină încredere în Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm, trebuie să postim, trebuie să fim plini de Duh și după ce Duhul vine peste noi, avem trusa de scule. Trebuie să mergem și să o folosim făcând reparații sau lucrând pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.